Dragii mei, vă salut cu mult drag și mă bucur că ne vedem la un nou material video aici pe canalul YouTube cu Iosif Pegoclauri. După cum vedeți în spatele meu, e un peisaj de poveste. Suntem pe coclaurile din țara Moților, mai exact în comuna Albac, din satul Rogoz. Și bineînțeles că și de data asta îl am alături de mine pe Dani Bum, căruia îi mulțumesc că m-a invitat și în iarna asta aici la el în sat. Doamne ajută, Dani, Doamne și bine te-am găsit! Eu bine te-am regăsit și mulțumim că ai ajuns încă o dată la noi. Fă, drumul, ai văzut că e foarte greu și zăpada foarte mare. Mare, sigur. Am pornit din sat din Rogoz și pornim sus la deal la Țonci, cum îi zicem noi, Bab din sus. Spre Vadul Moților, la o familie tare faină și niște oameni cum să cade, liniștiți, care cu siguranță vei găsi lucruri frumoase de povestit. Trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că noi și de data asta urcăm cam de oră. Ca data trecută, da, când am fost în celălalt deal. O oră jumate urcăm și... Și mai avem încă vreo oră, așa? Da, mai avem o vreo oră și drumul o să fie mai greu ca și data trecută. Pentru... Păi, eu abia aștept să-i cunosc pe oameni și să vedem ce alte valori, să spun așa, nedescoperite și nearătate oamenilor, mai găsim pe coclaurile de la tine din sat. Și încă o dată îți mulțumesc că m-ai invitat, iată, și în iarna și asta. Îți mulțumim că chiar ai ajuns și de data asta la noi și cu siguranță mai facem și alte materiale, toamna, vara, Doamne primăvara, ajută. Când se poate. Doamne ajută, cu tă dragul, și așa că, dragii mei, haideți cu noi pe coclauri. Doamne ajută, bine v-am găsit! Bine ați venit! Ce lucrați? Da, venim la deal, la zăpadă de asta, că e moară aici, ai multă pe noi și ne închide. Doamne, dar ce zăpadă aveți și omăt! Avem destule, numai n-avem la cine o vinde, că am vinde-o, dar nu ne-o cumpără nimeni. Unde ați vinde-o, dacă s-ar putea? La oraș, că acolo nu este. Nu este la oraș, așa e. Am duce-o acolo, dar nu putem duce. Ei, se pare că aici, în țara Moților, s-au așezat așa în iaua, e vreo două zile, de nu-mi vine să cred. S-au așezat, e multe și... E sâmbătă, așa e? Început să ningă. Suntem bătrâni și nu prea putem lucra mult, numai puțin. Numai. Cum vă numiți? Sofia, Crișan, Sofia. Sofia Crișan. Da. Și cum se spune aici, Alele sau Tanti? Cum să vă spun? Tanti. Tanti, Tanti Sofia. Lumea pe aici, pe în sat, cum vă cunoaște? Da, păi ne cunosc, dar nu sunt schematiță, că numai trei gazde suntem aici. Asta am vrut să zic, aici, în dealul ăsta, numai trei gazde sunteți. Numai trei gazde suntem. Mai la vale, cam la o jumătate de kilometru m-am întâlnit cu cineva și cam atât. E, dar aici numai trei gazde, că s-au dus săți pe la țară, pe bătrânii au murit, care au fost tânii s-au dus. Și rămân numai noi trei gazde aici, pe dealurile astea, pe Babdine. Da, 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 pe Babdine, așa pe îi Babdine, se spune. E. Am înțeles, de la ce-i vine numele ăsta? Nu, sunt tafini acolo, pe Babdine. Serios? Da. Am înțeles. E. Și câți ani aveți, tanti Sofia? 82. 82 de ani? Da. Nu-mi vine să cred. Nu crede, dar eu am atița. Și cum e la 82 de ani? E mai cu greu ca la 20. E mai cu greu? Mai. Ce e mai greu? Păi, te doare și una și alta. Nu mai poți mânca, că ești bătrân. Te doare... Te oasele de la atița ai. Numai, nu știu, unii mor, te nu vine la noi. O așteptați? Nu am așteptat, dar vine, a neașteptată. Da, așa e. Da. Doamne, și cum e să treci pe dealurile astea? Da, e cu greu. E cu greu? Cu greu. Am vara încă e mai bine. Cred că iarna e mai greu, așa. Iarna e greu. Iarna. Noi am urcat aici cam 26 și jumătate. Dar de unde veniți? Doamna, din sat. Din sat? Din capătul satului, da. Da. No, dar e o țără de venit. Îi, mai coborâți așa în sat? Nu prea, că
Îs bătrână și mă doare un picior și nu prea pot iarna. Vara mai merg câteodată, dar iarna nu. Vă năcăjaște și sănătatea, așa-i? Și. Uh-huh. Care-s baiurile și ale mai mari? Da, mai am și cu inima și mai multe la bătrâni să fac. Da. Nu. Și de câtă vreme stați aici, în dealul ăsta? Da, de când suntem, de 80 de ani. Sunt aici, au stat bătrâni înainte. Socri aici, dar pe... Deci mi-a tai vin de nora. Da. I-or muri și am rămas noi. Da. Apoi și noi ne ducem, astăzi mâine, nu mai stăm mult. Că... Văd că încă sunteți în putere. Cât de cât. Apoi... Nu așa mult, un pic numai așa să, uh-huh. să ne facem hire de mâncare. Hire de mâncare, yeah. Da. Văd, Anti Sofia, că aveți și niște găini pe aici, pe curte. Avem și găini. Și... Uh-huh. Avem și găini, că ne trebuie câte un ou. Da, ouă? Yeah. Da. Uh-huh. Și animale mai aveți? Avem două vaci și un cal. Două vaci și un cal? Yeah. Aveți un pic de gospodărie? Avem un pic, avem. Uh-huh. Am avut mai multe înainte, dar... Când am mătrânit, n-am mai putut ținea. Da. Nu. Și copii aveți? Avem 6 am avut, unul a murit. 6 copii aveți? Da. Yeah. Unul în Spania, unul în Germania. O fată e la Buceș, maritată. S-a împrăștiat, care pe unde a putut. Yeah. Unul e aici pe acasă, dar e dus de acasă, nu e aici. Am înțeles. Yeah. Da. Și din străinitate, o mai fost pe acasă? O mai fost, vin în toată vara, vin. Ne ajută aici la lucru. Da. Cred că e și de lucru aici pe timp de vară, așa-i? Este, da, de cosit. De cosit, de făcut fân. E. Se întinde mult moșuia asta dumneavoastră. Se întinde până pe aici, aici pe deal, în sus. Da. Doamne, ce peisaj frumos. E frumos, că e și pomni înfloriți acum, uite ce cumus. Da, un florit în alb. Yeah. Da, păi bărbatul dumneavoastră trăiește, e acasă? E acasă, trăiește, dar e bătrân și el are 86 de ani și mai are și el cu nădușala, cu treburile astea. Da. Ei, i-am numai sănătate să știe, tati Sofia. Sănătate nu-i multă, e puțină. E puțină? Yeah. Așa e, într-adevăr, că atunci când suntem tineri, nu punem seama la multe. Nu, atunci când e omul tânăr, n-are bai gândești, că tot așa e până-i lumea. Da. Mm. Ce frumos ne cântă și cocoșul. Yeah, cântă și el. Da. La ce vârstă v-ați măritat, Anti Sofia? La 20 de ani. La 20 de ani. Cum v-ați cunoscut, Anti Sofia? Cu omul. Da, bine ne-am cunoscut, că el numai de aici din vecini a fost. A fost de aici din vecini? De la vale sau de la deal? Da, de aici, de la deal. Da. Eu, 300 de metri au fost între căsile noastre. Am înțeles. Și v-ați dat unul după altul? Apoi e, că atâta ne-au fost partea și mincea și tăchii. Da. Și cred că după calculele mele aveți undeva la vreo 50-60 de ani de căsătorie. 60. Da. Mult. E cam mult, e. V-ați înțeles bine cu omul? Înțeles bine, nu rău. Cum ați făcut înțelegerea asta să știe? Apoi am ascultat unul de altul, că dacă n-ascultam, ne spăiam. O mai fost și sfadă în casă? Da, apoi mai fost câteodată, că... Trebuie să mai știe și sfadă, așa? Trebuie să mai știe și sfadă și voie bună și de tăchii. Da. E important că le-ați dus cu bine în viața asta. Mulțumesc, Doamne, că nu a fost rău până acum. Ce știu? Da. Acum înainte ce-o mai fi. Așa. A zis că aveți vași în grajdi. Îs afăta, dau lapte. Cum îs? Una o fătat, una e afăta. Dau câte un pic de lapte. Una nu mai dă, că e înțărcată, că se fiește. Înțărcată, da. Una mai suge de țel. Mai mulgem și noi câte un pic, că ne trebuie câte un pic de lapte, da. Păi bătrânii spuneau că vaca e fântână în casă, nu? Yeah. Da, corect. No. Înainte ați avut gospodărie mai mare? Ba, tot așa, nu a mai fost mai mare. Nu a fost mai mare. Deci tot așa, două, trei văcuță. Yeah. Oi ați avut? Am avut mai înainte, dar n-am mai ținut, că acelea trebuia pastor la ele și nu stau cu vacile. Vacile le mai
băgăm într-un gard și ele mai stau. Da. Așa e. Și mai ales amu că sunt și gardurile astea electrice. Și mult mai ușor. Oile nu stau acolo, că ele sunt mai mici, fug acolo printre toate gardurile și le-am vândut, nu am mai ținut oi. Da. Oare putem intra, tanti Sofia? Amu, iertați-mă că am venit așa la dumneavoastră în povești. Îi mulțumesc băiatului dumneavoastră că ne-a aprobat ca să venim astăzi aici la dumneavoastră. Putem intra să-l cunoaștem și pe bărbat? Da, cum să nu? Că doar... Cum să nu-l cunoașteți? Și apoi după ce gătăm poveștile, poate ne întindem la oaltă și un, doi, gătăm o mătu pe aici de curățat. Tata mătu, să-l curățăm, nu-l putem. Mai de mult erau ieri mai grele? Cum ați prins dumneavoastră? Nu se vedeau gardurile. Așa mari erau? Așa mari erau, nu se vedeau gardurile. După am avut eu 3-4 ani, nu mai fost așa gard, nea mare. Da. Nu. Ei, cred că era mai greu atunci, așa e. Apoi era greu, că nu puteai mea, numai făceai cale cu lopata să mergi și la o vită, la puiată. Mhm, trebuia făcut cu lopata. Da. După... Și-i bine că s-au mai rărit iernile. E bine. S-au mai dus printre alte părți, că am văzut și între alte părți. Neaua mare și nu mai pot mea mașinile și... Dar aici nu mai fost așa mare. Da. N-avem mașină, numai un cal și căruță. Numai un cal și o căruță. Las că ajunge și e bine și atâta. Apoi bine și atâta, e, da. Da. Oh. Haideți, tanti Sofia, să intrăm în casă, că e destul de rău și afară. Apoi nu e așa afară. Ei, tanti Sofia, mare gospodărie ați făcut aici. Apoi am făcut un pic până am fost mai tineri, până am putut lucra. Aveți și botă. Vă mai folosesc ele? Că nu putem mai fără de ele pe aici, că cadem în zapadă și acolo rămânem. Da, treaba. Îndreptarul omului bătrân. Da. Corect. Haideți după dumneavoastră. O veni musafir la noi să vadă că ce lucrăm, că sunt genii bătrâni. Doamne ajută! Rog. Sănătate multă! Să trăiți! Ce faceți? Pe lângă sobă. Pe lângă sobă numai? La căldură, așa-i? La căldură. Câți ani aveți? 60. No, 86. 86 de ani. Mulți. Ai vrea tu să fii de 60. Corect. Ei, de s-ar mai înturna roata asta vieță. Ați mai înturna-o? Niciodată. Niciodată? Nu cred. De ce? Nu se mai poate. Dar dacă s-ar putea? Nu știu, mare lucru. Mare lucru, așa e. Da. Important e că o trecut cu bine. Da. Pe timp de iarnă și activități mai aveți pe acasă, pe lângă gospodărire? Nu mai avem atâtea cele acasă. Mergem acolo pe la vici, le orângim, pe la porci, pe la găini și stăm, ne uităm la televizor. Cum trece o zi aici la dumneavoastră? Cum vă petreceți? Trece bine ziua, dar cu greu trece noaptea. Mai cu greu trece noaptea? Da, e noaptea mare și... Nu putem dormi, ne-am sculat să lucrăm câte ori, să rănim la nea. Văd că aveți aici o lampă. Avem, că să ia curentul. Să mai ia curentul. Și asta noapte s-o luat și mai tătă noaptea. Și asta s-o luat de două ori. Da. Aprindem lampa că noaptea nu vedem. Dăm un intrat aici prin casă. Lemne am văzut afară că aveți. Lemne avem. Că... Nu duceți lipsă de lemne, așa-i? De lemne și din ea nu ducem lipsă. Avem destule. Da. Ne-ați povestit afară că v-ați căsătorit la 20 de ani. Atunci când v-ați luat cu omul dumneavoastră, el a fost gătat armata? Gătat. Dacă nu mergeam după el, că se ducea armata și așa alta pe acolo. Așa-i? Așa-i, da. De ce v-a fost dragă, tanti Sofia?
pentru că a fost faină. A fost faină. Ea n-a plâncat. Dar și dumneata ale, ai fost un fișor fain în tinereță. Nu am lăsat nici eu. Ce v-a fost mai drag așa din tinereță? Ce să ne fie? Tăticelea ne-a fost când ești tânăr. Tăticelea îți plac. Ție nu-ți place ce frumoseția și... Lucru, munca, distracția. Era vreme de distracție. Îți făceai... Unghie. Și... mergând pe cale, te gândeai, hai ce mi-aș petrec și eu acum să am o muzică. Păi și ați avut muzicanți. Mai de mult era unul cu checeră aici, Gheorghe Atini, zicea. Și zicea din șeteră? Zicea din checeră și se făceau clăci pe aici. Se făceau clăci? E, că atunci semănau muieri de câini pe și torceau și făceau clăci. De tors. De tors, e. Uite, amu, după Crăciun se începe claca și șezătoarea. Ba, și până în Crăciun. Și până în Crăciun se făcea, Și pe aici, pe unde se făcea clacă? Da, aici, la vecini din Clu, la Haștiști. Și era frumos? S-a adunat multă lume. S-a adunat, e. Muierile torceau cu... și când se gătau cu caile, chema muzicantul și jucau. O trecut, iute, tinereța asta? O cam trecut. Cum e viața, de fapt, dacă stăm așa să ne gândim? Uite, dumneavoastră, sunteți oameni trecuți până viață, 80 și de ani. Pentru ce ne zbatem pe lumea asta? Pentru copii, să ne vedem, să aibă și ceva pe când rămâne din noi. Păi, ăsta-i rostul omului. Păi ăsta, să lucri cât poate până se duce în ceea lume. Având în vedere că sunteți numai trei gazde aici, în zonă. Numai. Vă mai întâlniți așa, mai treceți unul pe altul? Ei, trecem când avem timp, când nu vorbim la telefon. Vă telefonați? Da. Da. Ați prins vremea când aici la deal nu era curent? Am prins, că nu a fost, ce știu eu, 40 de ani de când e curentul. De 40 de ani? E. Și înainte când nu a fost curent aici, cum v-ați descurcat? Da, bine, aprindeam lampa, sara și ziua lucram, că era ziua. Da. Să vedea de la lampă. Da, să vedea că atunci erau ochii buni, tineri, nu bătrâni. Am și cu lumină nu se mai vede așa. Nu, nu se vede. Așa stând ziua, la ce vă mai gândiți? La Dumnezeu să ne ajute să putem trece prin tăticelea. La Sfânta Biserică mereți? Departe. E cam departe, da. De când ați mai fost? Am fost la apă botează. De vă botează? E. Măcar în sărbătorile mari, e. Așa-i? Da. Eu dus unul de aici cu mașina și am mers la biserică la apă botează. Și aveți de gând să mai coborâți în sat? Am când mai capăt pe oricine cu mașina. Dacă nu, pe zăpada asta nu pot. Nu se poate. Nu. Amut, poate ajută Dumnezeu ca să nu țină mult. Nu știu ce. Că bine ar și. Păi iarna cam ține. Cam suntem numai ianuarie, până în câtă martie. E tot iarnă. Da. Aici rodele pământului să fac, ce puneți în pământ? Cartofi. Și sfeclă și roșele să fac. Porumb puneți, mălai? Nu pune. Nu. Nu. Nu se face. Nu. Da. Dar înainte să pune, așa-i? Nu se punea atât, se punea cât să mânci hiert atunci când toamna un pic, dar nu se face aici, nu se face. Nu se face. Nu. Uh-huh. Ei, și la cosit vara cum e? La cosit, bine, că mai cumpărat cositoare de mai cosesc oamenii. Uh-huh. E mai ușor. Da. Mai ușor? Mai, că... Înainte era cu mâna. E, Vă mai amintiți cum era cu cosâtul de mână? E, coseam cu cosa atunci, nu cu cositoarea. Ați cosit mult? Păi, toată vara coseam. De la început, până se gata iarba. În ce vreme începe cositul? De la iunie, iulie.
Da, după Petru și Pavel, nu? Da. Da, da, da. Și ținea până să găta. Până o gătam, te dam pe ea. Când mere cosa mai bine? Cosa, când mere mai bine? Iarba, când se tăie mai bine? Când bea dimineața, dimineața la rouă. Dimineața pe rouă, așa-i? Cosa în mână, ați mai luat-o? Am mai prins ea. Și-am mai prins. Și mai puteți? Am, nu mai poți da cu ea, numai cât prind ea. Da, da, da. Cam câte hectare de pământ ați cosit așa la viața dumneavoastră? A pus multe. Multe? Multe. De tânăr și până amu? Ea. Amu nu prea prind ea, că este cositoare. Îi mai ușor? Îi mai ușor și merge mai repede. Tanti Sofia, mare mulțumire că m-ați primit la dumneavoastră așa pentru câteva minute și mă bucur tare mult că v-am găsit. Da. Și poate ajută Dumnezeu și data viitoare când voi trece pe aici, în zonă, să vă mai găsesc la oaltă. Dacă ne găsești pe amândoi, dacă nu unul în vale, unul în deal. Da, ți înțărim unde e aici? Cimitirul. Da, în Vadul. În Vadul? În Vadul, acolo, la biserică. La noi, de exemplu, în zonele de munte, se mai îngropă în grădina proprie, în curte. Aici numai pocăiții se îngropă. Numai, da, 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 înțeles. Mm-hmm. Și în rest, ăștia la stăți, merg în vale. Merg în vale, la camin. Vezi cum e viața asta, după ce stai o viață în deal, după aceea te coboară la vale. Da. Important e să șim sănătoși. Da, păi e, și să... Ce gânduri mai aveți așa la vârsta asta, la 80 de ani? Da, nu mai avem atâtea gânduri, că la joc nu mai mem acum. Nu mai mem, numai... La joc nu se mai poate. Nu. Multă sănătate și Doamne ajută să ne revedem cu bine. Să fiți sănătoși și să vă dea Dumnezeu voie bună și împliniri la toate cele. Mulțumim tare mult! Să fiți sănătoși și voioși! Doamne ajută și mulțumim frumos de poveste și spor la lucru și iarnă cât mai ușoară să dea Dumnezeu. Vă mulțumim și noi la fel. Doamne ajută!